Un om ajuns în iad, poate mai apoi să ajungă în rai? După învățătura bisericii, că aici trebuie să ne ancorăm întâi în liturgică, în patristică și în scriptură. Faptele apostolilor. Rugăciunea poporului l-a scos pe Petru din temniță și pe mulți din flăcările iadului. Rugăciunea lui Baruch, unde avem în Vechiul Testament slujba pentru morți. Toate popoarele au cultul morților. Dar în schimb aici avem cele două lucruri sau texte liturgice care ne arată clar. În nădejdea învierii și a vieții veșnice, cei ce au dormit cu împărtășirea ta, stăpâne, când facem proscomedia, deci sunt șanse să scoți un om din muncile iadului, dar cu condiția, dar cu condiția, el să fie pe patul de moarte, în extremă pocăință, în minimă pocăință, în părere de rău. Să primească împărtășania pe patul de moarte, să primească spovedania pe patul de moarte, să primească dezlegarea păcatelor pe patul de moarte, să îi pară rău că a greșit și atunci este primul semn de pocăință. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, o lacrimă e o veșnicie și o rugăciune este un rai. Adică, cum spune Evanghelia, în ce te voi găsi, între aceea te voi lua și cum te voi găsi, așa te voi judeca. Dacă te-a găsit păcătos, adio rai, îl vezi 7 zile să știi ce ai pierdut. Dacă te-a găsit în starea de pocăință, ai acea șansă de a gusta fericirea raiului. Adică biserica, prin parastas, te poate scoate din muncile iadului. De aceea avem slujba pomenirii morților și aici voi face câteva specificări. Foarte bine că s-a întâmplat să fie subiectul așa. Că avem mereu discuții, chiar și în linia noastră a preoților. Ce poveștile astea cu parastas, ce poveștile astea cu pomenirea morților, afaceri pentru preoți ca să aibă ei parastase, să aibă ei bani, să aibă ei colaci, nu este așa. În primul rând, la un parastas, omul care face parastasul știe niște reguli și parastasul are 3 scheme de lucru. Prescurica care e dat-o la altar și se taie la anafură după ce s-a scos morții din ea, odată. Ăla e prima formă de parastas. Proscomedia celor adormiți în lucrarea pregătitoare a liturghiei. 2. Parastasul de la sfârșitul Sfintei Liturghii, care în mănăstirile de tradiție, cum era mănăstirea Siestria, colivarul zilnic punea o colivă pentru cei adormiți și dacă era sfânt, punea una cu cruciuliță albă pentru mulțumire la vii, când se termina Sfânta Liturghiei la aletale, dintr-o aletale, ți-i aducem de toate și pentru toate acolo și spunea aceste semințe s-au pus pentru roada și desfătarea noastră în cinstea sfinților cu tare și cu tare. Și după acea colivă urma parastasul propriu zis, când omul poate să-și pomenească pe cei adormiți în decursul celor 40 de zile de la săvârșirea din viață, apoi cu o pomenire la 9 zile, cu o pomenire la 40 de zile, cu o pomenire la 3 luni, cu o pomenire la 6 luni, cu o pomenire la 9 luni, 3, 6, 9 fiind niște numere simbolice, și cu o pomenire la 1 an sau la 2 ani sau la 3 ani, la 4 ani, la 5 ani, la 6 ani, la 7 ani, ceea ce înseamnă că dacă s-a împlinit 7 ani, nu înseamnă că tu nu-l mai pui în parastas sau nu-l mai pui în pomenicul celor adormiți, îl pui permanent. Exact. Dar în cinstea și în respectul lui, atunci faci o milostenie. Și în ce ar consta această lucrare concretă a parastasului? Se pot face următoarele chestiuni. Prima, simplu. Coliva, colacul, vinul, lumânarea și prosopul și tămâia. Aceasta este forma cea mai abstractă a parastasului. Acea colivă se împarte, de aceea e bine într-o tavă să pui păhărele cu colivă, ca când ai împărțit omului și nu dai pe jos să faci mizerie, să fie și o chestie de igienă, ca să spun așa, cred că mi-aparține ideea cu păhărelul, eu am inventat-o când vedeam că lumea pune în tot felul de farfurii de unică folosință sau șervețel și la colivă. Nu mi se pare corect să umpli toată biserica sau incinta cu șervețelii murdari cu colivă, nu. Ai mâncat din păhărel, ăla se pune la locul lui în... acolo, un tomberon, se duce la curățenie și cu asta basta. 2. A doua formă de parastas sunt cei 40 de colăcei, 24, dacă vrei, 12, cât vrei tu, la care adaugi o batistuță și o lumânare și dai rudelor apropiaților sau străinilor care stând de față la parastas, ca în timpul slujbei să ardă acea lumânărică și un păhărel de vin. Poți să faci și nuntă,
La un parastas poți să bei 50 de kg de vin, dar nu-i treaba preotului sau nu-i treaba bisericii, asta e treaba omului care transformă parastasul în, spunem, orice. Da, 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 distracție. Și doar știți că se întâmplă de atâtea ori să spună rudele, vai, ne-am distrat atât de bine, da. Ne-am revăzut cu toții și am da. Râs, am glumit. Când după aceea poți să dai și țuică la parastasul, iarăși un lucru care nu-i scris în rânduiala bisericii pentru că nu are treabă cu parastasul. Vinul este simbolul liturgic, care e cu totul altceva, apa prefăcută în vin la Cana Galilei și vinul pe care care Hristos a binecuvântat paharul și l-a dat zicând bezi dintr-o acesta toți. A doua formă devansată de parastas, fie că e la 40 de zile sau la un an, se poate pune o masă la care inviți săraci, străini, prieteni, cunoscuți pe cine vrei tu. Și se practică în tradiția cel puțin a noastră a Moldovei, ca la slujba parastasului, așa se spune, adu puțin abur. Ce înseamnă puțin abur? Se face o oliță de ciorbă caldă și se aduce o farfurie pe masă când se cântă veșnica pomenire, ca din farfuria cu mâncare să iasă puțin abur de la de căldură de la mâncare, semn că mortul e viu și că mănâncă în mod spiritual abur acela care se urcă la cer, acel miros din mâncare, e ca o jertfă de mireasmă duhovnicească, cum era în Vechiul Testament când aduceau jertfe de să ardă. Și cred că v-am povestit odată o întâmplare de genul ăsta, mi-aduc aminte cu mult timp în urmă. Când Moș Nică Cioclu era pe front, soția lui Magdalena, nemai știind nimic de el, l-a pomenit la moșii de vară, la morți. El era în tranșeu, dânsul i-a povestit lucrul ăsta când s-a întors peste 2 ani acasă. I-a dat ciorbă de fasole și brânzoaice cu urdă cu mărar. Din sufletul lui. Ce a zis? Păi, dacă nu mai dat niciun semn, nu o fi mor, măcar să aibă să mănânce. Și el, cum sta în tranșeu, a spus așa, oare ce zi astăzi? Zi cu tare. Ei, astăzi sunt moșă de vară. Să știi că Magdalena mi-a dat de mâncare de pomană. Zice, ea crede că sunt mort. Îi mirosea în tranșeu a ciorbă de fasole și brânzoaice. Și când s-a dus acasă, a întrebat-o, la moșii de vară, când ai făcut pomenire, ce ai pus de mâncare? Păi am făcut borș de fasole cu leuștean, cum îți plăcea ție, și brânzoaice cu urdă cu mărar. Da. Deci ca să vezi că ăla era viu și Dumnezeu, care știa sinceritatea și credința, i-a dus mirosul. Moșnic a trăit aproape 100 de ani și a murit foarte frumos în ziua de Paști, la mica înviere, că eu l-am împărtășit în Joia Mare. Și am zis, moșnică, da, oare o să ajungi Paștele? Ajung, părinte, mi-a zis Magdalena că mă lasă să prind învierea și după aia mă ia. Și bunelul a fost seara la înviere, s-a dus acasă și după amiază eu am crezut că se trag clopotele pentru mica învierii sau slujba a doua, vecernia învierii. Da. Și cineva mi-a spus, nu, zice, a murit socrul lui Moș Ghiță Rusu, zice, Nică Cioclu, acum l-a găsit adormit. Dar el îmi spusese din Săptămâna Mare că bătrâna lui murise mai de mult și fata lui a fost credincioasă și ginerile lui a fost credincios. Nu știu băiatul dacă mai merge la biserică, ei și fata ei sunt mai moderni, sunt oameni de lume mai moderni. Când erau tineri, eu i-am spovedit și nora, și băiatul, și fetele. I-am botezat amândouă nepoatele bătrânei Ecaterina, o femeie temătoare de Dumnezeu, adevărată creștină. Și o zis, părinte, tătuca nu se simte bine, tătuca având 98-99 de ani. Dar tătuca săpa în ogradă, curăța pomii, cosea iarbă, da mâncare la găini, mergea în târg pe jos cu nuci de vânzare. Și am zis, moșnică, dar de ce mergi pe jos? Apostolii nu umbla cu autobuzul. Și el mergea 7 km până în piața Nicolina și se întorcea pe jos. Așa un sport avea la 98 de ani. Ei, închipuiți-vă ce fac alții la 98 de ani. Da, și, fac alții la 30. Și 3 ani de front. Da, da, și 3 ani de front. Și când m-am dus la el, am zis, dar ce faci, moșnică? Ei, zice, și baba asta, Magdalena, tătă noaptea m-a năcăjit. O zis, hai odată, mă lași să stau aici singură. Și am zis, dar eu aș veni, dar dacă Dumnezeu nu mă ia, nu, am grăit eu cu el. Azi, cum treci învierea, cum vii la mine? Și într-adevăr, a murit a doua zi după înviere, la mica înviere după amiază. Da, deci pot ieși morții din iad prin aceste slujbe. Și de asta noi rămăsesem la ideea, se poate pune abur. Sau, dacă vrei, împarți sarmale calde, simbolul orezului, care e tot o formă de colivă, ca să spunem. Sau mai este o rugăciune, mie mi-a plăcut, e specifică Moldovei aici, n-am practicat-o niciodată, unii oameni bătrâni o practică, pilaful dulce. Se face pilaf cu ulei și cu legume, dar discret dulcel. Și se pune un pic de
Ce să pun, o pulpă de carne sau de porc sau de ceva, dar obligatoriu trebuie să fie un oșcior. Și când rămâne în farfurie numai oasele, preotul cântă acea cântare la masă. M-am uitat în urma mea și am văzut oase goale și țărâne. Care-i săracul, care-i bogatul, care-i ostașul, care-i împăratul. E o tradiție a locului de aici. Am întâlnit-o. De obicei, noi facem parastasul modern doar cu sarmale, că sunt ușor de luat. Bătrânile le fac, nu se face mizerii. Cu pilaful, umbli, cu ala, e mai greu.